Ia să vedem ce avem noi la ferma noastră de râme. Asta e o fermă de râme făcută în urmă cu 3 săptămâni, în care râmele nu mi-au murit. Îmi pare rău pentru reclamă. Așa. Punem aici. Aici deasupra avem zaț de cafea, da? Bine umezit. Și avem și niște foi de varză tăiate mărunt, da? Împreună cu fâșii din ziare. Mă rog, din fâșiile de ziare nu se mai vede mare lucru, da? Și toate aici amestecate cu pământ de flori, da? Peste care am adăugat niște râme de gunoi, râme roșii, rămase de la partidele de pescuit, da? În astea 3 săptămâni am adăugat periodic zațe de cafea și nimic mai mult. Și, mă rog, microferma asta o țin în casă, pe balcon, am balconul închis, da? Înțeles că în cazul în care începe să miroasă, atunci ceva nu le merge bine. Cazul în care au un miros fetid. Ori încep să-ți moară râmele, ori încep să-ți fermenteze legumele de acolo. Am citit că este bine să pui zaț de cafea. Evident ce am și făcut. Cazul în care aveți o cuvă mai mare și o puteți ține în beci, puteți să puneți și alte resturi de vegetale. Da? Acum vreau să o răstorn, ca să văd exact cum sunt râmele și ce fac ele acolo în interior. Nu le-am prea deranjat. Așa, 3 săptămâni. Da. Uitați, pe fundul cutiei am pus o bucată de carton, care este patul, ce zice. Este ca un fel de pat. Aici se retrag ele după ce mănâncă, da? Cum se vede, sunt o grămadă, sunt vioaie, da? Ia uitați. Făcut aici, e bine că nevasta nu e acasă, m-ar lua de păr și m-ar boscorodi un pic, da? Cred că este metoda ideală de a păstra râmele pentru iarnă. Acum, din ce am văzut, ai mai deștepți ca mine, râmele se pot și înmulți în astfel de recipiente. Eu, cum am spus, am o microfermă aici, în sensul că puteți folosi și cutii mult mai mari. Eu am găsit o soluție de compromis și sunt mulțumit dacă voi reuși să le păstrez pentru iarnă, da? Acum, se face destul de simplu. Am luat o caserolă de înghețată, am dat pe fundul ei găuri cu un ac de seringă înroșit la foc, da? Am pus cartonul ăsta pe fund, l-am tăiat rotund, da? Pus pământ de flori și am pus râmele. Ca și hrană, cum am spus, zaț de cafea și legume tăiate mărunt. Dacă îl păstrați în casă, aș avea o recomandare, nu folosiți legume multe, da? Mai bine folosiți zaț de cafea și pliculețe de ceai, da? Legumele s-ar putea să fermenteze și nu e prea plăcut mirosul, mă rog, presupun. Dacă aveți o grădină, puteți să faceți chestia asta în grădină din ceva cuve mai mari, da? Bine, sper să le mențin așa până la primăvară și să am niște partide fructoase la iarnă, da? Până atunci, fir întins.